Declar deschisă ședința ordinară a Consiliului Local, convocată prin dispoziția primarului numărul 913 din 17.06.2021, modificată și completată prin dispoziția primarului numărul 954 din 28.06.2021. La lucrări ședinței participă un număr de 18 consilieri din total de 21. Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței în data de 25.05.2021. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Supun aprobării procesul verbal al ședinței din 14.06.2021. Cine este pentru? Mulțumesc. Și procesul verbal al ședinței în data de 22.06.2021. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Avem și domnul Sârzea. De asemenea, vreau să vă informez că anexa la proiect de hotărâre privind modificarea și rectificarea bugetului local pe anul 2021 la aveți pe pupitre, fiind modificată în urma discuțiilor de la comisie. Domnul președinte, aveți cuvântul. Supun aprobării dumneavoastră ordinea de zi în forma în care v-a fost prezentată. Cine este pentru? Unanimitate pentru ordinea de zi. Vreau să vă informez că prezența în sală este de 19 consilieri, avem și domnul Sârzea, și avem în mod online pe domnul consilier Călin și pe domnul Mușar, care deja s-a manifestat. Deci prezența e de 21. Mulțumesc. Dați-mi voie să supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal, ridicarea interdicției de construire prevăzută prin PUG și modificare funcțiune în industrie, depozitare și comerț, servicii, teren, număr cadastral 20.819 plus 20.818. Înainte de vot, solicit avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Mulțumesc. Cine Comisia de Urbanism? Noi. A, tu l-ai zis? Decât comisia de urbanism. Cine este pentru proiectul de hotărâre? Unanimitate. Vă mulțumesc. Hotărârea numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru construire spațiu producție plus depozitare situat în municipiul Călăraș, strada Rocada numărul 94A. Comisia Urbanism. Aris favorabil. Mulțumesc. Cine este pentru acest proiect de ordine? Da. Comisia de Urbanism. Comisia de Urbanism. A fost. Hotărârea numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru schimbarea funcțiunii din zona LM pentru terenurile cu numele cadastrale 32.373 și 32.374. Situate în municipiul Călăraș, strada prelungită a Slobozii, numărul 74C și 74D. Ce e LM-ul ăsta? Ce înseamnă? Locuințe cu regim mic de înălțime de la partea dar tu ești viceprimar? Lasă-mă care să mă scuze. Păi vorbește când ești întrebat. Corect, da? Da, mulțumesc. Aici favorabil. Avii favorul, mulțumesc. Cine este pentru? Unanimitate. Hotărârea numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru lotizare teren, ridicare interdicție de construire și reconversie din zona ID în zona LMIS, situat în municipiul Călăraș, tarla 159, parcela 3. Aviz favorabil. Comisia de Urbanism, aviz favorabil, mulțumesc. Nu. Dacă îmi permiteți o observație, am mai solicitat o dată și mai fac o dată rugămintea asta, la proiectele care se referă la aceste funduri, să avem și noi la mapă o identificare clară a terenului, ca să știm ce votăm. Votăm efectiv. Da. De multe ori nu-ți dai seama din cărțile alea de acolo, din cărțile de acolo, nu-ți dai seama unde e terenul. Și că sunt surghiunite cărțile. Nu e mare lucru să facem o captură din Google Maps cu zona așurată. Așa e, și atenție, doamna Sinerzica, deci permanent, urmă, se va te ocupa. Să vorbească. Domnul arhitect șef. Deci să fie
mai bine schițele acestea care se fac de vecinătățile să fie mai clare. De descanare și de dau la Consiliul Local, pentru că eu personal nu fac chestia asta. Da. Există documente clare, dacă ele suferă la scanare, că sunt... Da, da, mai de da. Pentru că planșele sunt destul de mari, da, și se micșorează. Atât că să nu înțeleg. La materiala cea mai mare planșă are A3. Deci mai mare de A3 nu avem la material. Spuneam. Eu mă spus că vrea trei proiecte de hotărâre pe lună, să facem o captură din Google Maps cu zona respectivă atașată. Vă promit că o să mă ocup un personal de chestia asta, ca să nu am niciun de problema asta, dar vă să rog persoanele care se ocupă de scanare și de transmiterea documentelor către Consiliul Local. Deci dacă o să le înțeleg eu, sper să le înțeleagă toată. Nu, asta am spus și eu. Toate materialele vine de la urbanism, cea mai mare oaie A3 și trimisă în format A3. A4, nu mai e multe care trebuie așa, sunt cap de lucru, pentru că dacă se lucrează la scara 1 la 1000 sau la 500, atât e el. E zona mică, adică se fac posturi și pe parcele, ceea ce nu e normal, dar aici am încăperit. Nu, aia, cum ai zis, scara. Da, cât mă pot să fac în așa fel încât să fie clare identificată la nivelul orașului unde sunt. Domnul arhitectul Orache, ca membru al Comisiei Tehnice de Urbanism și Aranjarea Teritoriului, v-ați exprimat dorința de a vă exprima un punct de vedere asupra acestui proiect de ordine. În consultare subiectul Comisiei de Urbanism, pe consultativă opinia Comisiei și este și mână la același ocazie vă să solicit să nu mai particip în această comisie, pentru că rezultatele activității Comisiei sunt zero. Pentru că nu ținem bine cont de el. Dacă mă refer la acel pus punctual, discutăm de o zonă în care cetățenilor care au dorit să facă construcții de locuințe în zona aia, vi s-a dat certificatul urbanist cu nu este posibil, era zona cu utilizări interzise. Respectivul teren, pentru unii a fost, cum s-a spune, ciumă, pentru alții mumă. De ce? Pentru că interpretările sunt denaturate. Lângă acest teren există stația de epurare a municipiului Călăraș, care, la 60 de metri fiind, încalcă legea, chiar dacă apar tot felul de opinie, că se poate diminua aceeași distanță. Mai mult de atât, legea spune că autoritatea publică locală poate mări acea distanță de siguranță pentru a proteja cetățeanul care locuiește. În momentul în care am stația de epurare la 60 de metri și fac o lotizare, fac un pus cu dezmembrare în 9 loturi, la care motivația este că este posibil pentru că s-a făcut un studiu de impact. Am cerut studiul de impact, s-a citit studiul de impact numai de cel care a cerut, cred că, studiul de impact. În studiul de impact, realizatorul lui, un doctor de la ea, scrie. Există posibilitatea să existe un mare deranj în zona din cauza mirosurilor și a vaporilor degajați din procesul activității. În actele de vânzare cumpărare se va face mențiunea că acei cumpărători sunt conștienți de ce cumpără. Adică scăpăm de griji. Este aberant ca pentru oraș, vorbesc ca și cetățean, nu doar ca arhitect, vorbesc ca cetățean. Nu vreau să fiu afectat la un moment dat de efectele unor amplasări eronate. La fel cum s-a aprobat un pus la un moment dat pe șoseaua de centură, de la care distanța la locuințe trebuia să fie minim 500 de metri și era 500 până la urmă s-a dezmembrat lotul ca să ajungă la acea distanță de protecție. Iar vânturile predominante la Călăraș sunt nord-est. Tot mirosul ăla de găini, de porci, toate mirosurile astea vin pe oraș. Și ne mirăm uneori de ce sunt mirosuri suspecte. Sunt mirosuri de la unitățile aprobate, în baza unor documentații ilegale, știu ce spun, aceste puzuri, termenul este plan urbanistic zonal și trebuie să refere la o zonă. Nu noi spunem puz la un teren. Ăla este un plan urbanistic de detaliu. Reglementările urbanistice pe care putem să le modificăm printr-un puz, le preluăm la nivel de PUD, la nivel de o locație simplă, un lot de 500 de metri. Schimbăm destinația, după ce s-a aprobat acel PUS, între ghilimele, cineva lângă vine și spune vreau să fac altceva, nu mai vreau locuințe.
că locuințele, reglementările se referă doar la lotul ăla de 500 sau de 1000. Lângă facem iarăși industrie. Și o să avem o zonă, când locuințe, când industrie, când servicii, un haos. Și o să ne mirăm de ce orașul ăsta este frumos, este la îndemâna cetățeanului orice dotare, că sunt împrăștiate peste tot. Dar la modul haos, nu vorbim de unitate, nu vorbim de zonă și sunt, eu am susținut dintotdeauna, că aceste puzuri sunt justificate când obiectivele se încadrează în cerințele legii. Când le asimilăm, că vrem noi să le asimilăm din vari motive și interese, e o greșeală care încalcă etica profesională, să spunem. Și acum vreau să avertizez cumva, eu fac datoria să o spun, că votatul ăsta pe niște... ce a zis Comisia de Urbanism? Că e în regulă. Păi, discuțiile din Comisia de Urbanism, aia care e buror consultativ, nu au nicio valoare în cazul ăsta. Efectele, mai bine zis. Pentru că contează altă părere a altei comisii. Sunt comisii care au păreri diferite. Și nu o să aibă niciodată un rezultat pozitiv pentru oraș. O să fie haos. Și asta e imaginea care o generează orașul. Din punct de vedere urbanistic, este un haos. Se construiește numai după interese, este, nu vreau să folosesc teme care deranjează, că o să zic că lumea că am probleme în a trata oamenii diferiți și nu este adevărat, dar în momentul în care pentru unii se poate face orice și pentru alții care încearcă legal să realizeze, să rezolve o problemă, nu se poate, e un semnal de alarmă destul de serios. Deci aceste puzuri sunt, din punctul profesional, din punct legal, sunt ilegale. Și toată lumea vrea să facă o schimbare, face un puz. Dacă vorbim de zonă, vorbim de o parcelă, nu vorbim de un teren. S-a făcut puz pe 280 de metri pătrați, se făcea subsol, parter și etaj. Depozit de legume și fructe. Nu se poate așa ceva. Nu încăpea nici tirul în curte. Legea spune multe. Noi suntem binevoitori, că doar îi ajutăm pe oameni. Ultima ședință a fost de față. Știți ce s-a discutat și cum s-a discutat? Ilegalități. V-aș ruga să reveniți la acest proiect. Deci, din punctul de vedere al meu, nu vorbesc de al comisiei, că acolo suntem 9 membri, din care 3 suntem arhitecți. Unul este arhitectul șef la județ, care și-a dat deja avizul, că apare pe planșă aviz. Deci este ca și cum mă duc la instanță și ăla spune, de aici ai cam pierdut. Și să facem prezentarea în scopul promovării și a trecerii puzului. Iar ceilalți șanse nu sunt de meserie. Nu vorbim de urbanism în cazul ăsta. De ce vorbim? Care sunt și au legătură cu urbanismul, meseriile legate de urbanism, discutăm de inginerie, de echipare, de ăsta, sunt de acord. Sunt neapărat necesari. Dar momentul în care trec, pentru că sunt susținute, fără teme ilegale, împotriva legii, pentru că interpretăm legea. Legea este dată ca să fie aplicată, nu interpretată. În momentul în care noi interpretăm, ori e legea proastă, ori cel care o invocă ilegal. Deci cam asta e durerea. La puzul din Măgureni, să pedepsești niște oameni în urma unui motivație a fost, domnule, există studiul de impact, nu mă interesează. Nu e adevărat. Ce spune studiul de impact? Că sunt probleme în zonă. Și noi ce facem? Nu contează. Dar să semneze că știu de probleme. Să-și asume cumpărător. Ăla dacă nu citește, mai departe fraza aia nu o să apară. Deci în hotărârea de Consiliu nu o să apară acea mențiune. Și apar elemente care sunt în prezentarea documentațiilor la cei care se spune că ar fi de meserie, apare elemente incomplete. Nu poți să faci o judecată completă a unei lucrări, să poți să emiți o părere cât de cât profesionistă, decât dacă ai toate elementele. Că dacă se aruncă o hârtie venită în ultima clipă, care nu conține nimic, nici măcar identificarea terenului, deja acolo gândesc mult mai departe decât ce am spus înainte. Deci pentru zona aia de acolo, întrebarea ar fi și mai pusă și mai înapoi. De ce s-a pus stația de epurare acolo? Între locuințe. Deci greșelile
Sunt în lanț cumva și totul se perpetuează. Și singurul care suferă e cetățeanul, nu altul. Stația de epurare există la momentul ăsta și este funcțională. Și am contestat. Ea generează disconfort cetățenilor, indiferent ce se întâmplă. Deci nu o să facă la 2, să facă la 10 asta. Oricum, este foarte mult. Nu, dar așa e că generează disconfort. Vă doare capul. Foarte modern. Domnul arhitect Tudorache, vorbind o stație de epurare, acum vă spun, ultramodernă, deci nu mai vorbim de stația făcută acum... O jumătate de secol. Eu știu că era copil, mă jucam pe acolo. E bună, deci mă, acum vorbim de o stație de epurare nepoluantă, deci numai când, mă rog, se curăță bazinul, atunci se creează un disconfort, dar în general nu e mană gaze, să știți. Cum să nu e mană? Știi cum funcționează astea? Se bagă oxigen și ard toate bacteriile, microorganismele de acolo. Și unde se duce mirosul ăla? Cum are, să știi, așa funcționează o stație de epurare. Foarte modernă. Este cea mai modernă, vă spun, stație de sud, din sud-estul Europei, că după ultima tehnică construită. Nu este, discutăm de o stație perimată și... Avem îmi cer scuze, din partea locuitorilor. Sigur, a fost rata de gunoi acolo, a fost, au suferit foarte mult oameni acolo. Într-adevăr, domnul Arhitect, are dreptate. Dar acum, vă spun de o stație, vorbim, s-a închis și rampa, încet, încet. Eu zic că vom face și o curățire. Acolo trebuie să plantăm o pădure. Trebuie să facem pământ. Da, de ce râdeți, domnule? Suntem obligați pe lege, nu că... Sunt 60 de metri, 15 mâncați de stradă. Da. Nu, ce spune textul legii aia? Are detalii, domnul arhitect, da. Uite, sărăcia ne... Sărăcia, că... De ce ați dat aviz la Comisia Tehnică? Noi suntem pus alegeri pentru cetățeni între a lenirosi sau a nu crea locuri de muncă și a dezvolta orașul? Ce putem să alegem? Trebuie atenție mare, adică arhitectul a făcut niște observații pertinente, ca să știți. Comisia trebuie să fie oameni integri, oameni care să aibă interesele cetățenilor. Și are dreptate, 3 specialiști și 4 nespecialiști. Și aia specialiștii votează, arhitecții nu votează. Da, exact. Și de-aia trebuie să schimbăm asta, să-i raportez domnului primar. Să schimbăm cu special. 3 cu 6, pentru niciodată nu aveți câștig de cauză. Aia votează de specialiști, votează pentru și specialiști. Potrivă și... Eu, domnul arhitect, eu o să-i vorbesc pe prima și propun să schimbăm comisia asta să fie numai specialiști, oameni care știu cu adevărul. Eu vreau să-i spun domnului arhitect că nu sunt degeaba comentariile dumneavoastră sale. Eu de fiecare dată mi-am bazat votul inclusiv și foarte mult pe opiniile pe care le scrie acolo. Și legat de... Dacă de la serviciu... Legat de asta, mi-aduc aminte într-o ședință anterioară, tot la o hotărâre privind un post, era punctul de vedere al domnului Tudorache, din care lipsa o pagină. Chiar final. Pagina... Final. Și când am întrebat executivul, i s-a spus că din greșeală. Era pe versul și... Da. Perversă. Dacă de la Serviciul Urbanism, domnul arhitect șef, domnul Bulgăreanu, doriți să vă exprimați un punct de vedere asupra acestui proiect de hotărâre. Dacă toate procedurile sunt perfect legale, sunt făcute în baza legii, cine are de comentat să facă plângere oriunde și să spună că s-au comis infracțiuni la Direcția de Urbanism? Deci există bază legală încă în... Care, deci, când se eliberează un document, se eliberează în baza unei legi. Noi studiem bine legile, ar fi bine să le studieze toată lumea și să le și înțeleagă. Interpretările, atâta timp cât legea spune că poți schimba o zonă într-un pus sau o parcelă, că nu poți să o schimbi altfel, să o schimbi printr-un pus, o funcțiune compatibilă cu ceea ce, adică nu pot să zic, fac o fermă de porci de locuințe sau fac, nu știu, o grădiniță de copii într-o zonă industrială. Nu. Dar dacă eu vreau să schimb, să fac instituții publice servicii lângă zonă de locuință, am voie. Dacă vreau să fac zonă comercială și trebuie să ridic procesul de ocupare, m-a pus pus, chiar dacă e pe 2000 de metri, pentru că ăla vrea să fac un supermarket. Înseamnă că eu... Deci asta e dinamica orașului. Dacă stăm numai în baza unui PUC care e valabil 10 ani de zile, s-a blocat tot.
De-aia și legiuitorul a făcut legea 350 și normele de aplicare 839, care spun foarte clar că sunt permise modificări ale reglementărilor urbanistice existe de punct în baza unui fuz. Noi ce facem la direcția de urbanism? Eliberăm un certificat de urbanism, că noi nu facem decât copy-paste. Adică copiem reglementările urbanistice specifice unității teritoriale de referință, cu toate permisiile și restricțiile. Și solicităm avizele. Dacă beneficiarul parcurge toate etapele astea și vine cu toate avizele în Comisia de Tehnică, în TASC, Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, eu nu sunt implicat, nu știu ce se întâmplă acolo. Nu știu, e domnul Bulgăreanu, ei sunt mulți. Ei iau decizia și votează, domnule, dacă trece sau nu, se analizează documentele. Și, pe urmă, toate documentele sunt prezentate în fața dumneavoastră. Deci, puterea de decizie nu e la Direcția de Urbanism în niciun caz. Noi facem doar actele, documentele premergătoare. Când se dă cu o hotărâre de Consiliu Local și se stabilește că pusul a trecut, îl punem acolo. A, că sunt întâmplători, doar 3 oameni care au atestat, sau 4 care au atestat de registrul urbaniștilor în județul Călăraș, sau unii ori avea, dar n-au făcut niciodată, asta e altceva. E ca și când aici mă duc la cardiolog. Păi dacă n-am decât 4 cardiologi, dar aia mă duc. Că vreau să mă duc la stomatolog. Și cine vrea să semnează pentru, cine nu. Nu răspunde fiecare și asta e. Nu, dar faptul că sunt... Am înțeles că nu suntem nici noi, nici cu cuvântul aici. Domnul primar, în acest moment, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, a fost informat prin mesajul despre discuții care s-a portat. Și opțiunea mai lui este retragerea proiectul de ordine, urmând să mai analizăm aspectele construcției. N-a fost votat. Da, până la votul proiectului poate fi retragerat. În continuare, supun votului dumneavoastră, hotărârea numărul 6, proiect. Numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasărilor primarului municipiului Călăraș în străinătate, în toate situațiile care se impun pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar. Ce este pentru? Și grade are el de a zis misiuni? Unanimitate? Nu. Dar tot timpul s-a votat. S-a votat și în toate mandatele. Abține? 20 pentru și un vot împotrivă domnul Buzan. Îi pleacă singur. Cu amendamentele așa pe domnul Buzea. Facem un amendament așa pe domnul Buzea. Îmi permiteți, domnul Buzea. Yes. Hotărârea numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a regulamentului de ordine interioară, precum și a tarifelor de acces pentru bazinul de învățământ didactic situat în municipiul Călăraș, Bulevardul Republicii, numărul 2C. Comisia de Buget Finanțe, avizul? Avizul favorabil. Și Comisia de Sănătate? Aviz favorabil. Și este un amendament, domnul președinte, depozit domnul Liniescu. Îți spuneți asta amendamentul? Care propune ca la anexa 1, articolul 6, se va adăuga următorul alineat. Aliatul 9. Programul de funcționare, precum și modificările sale punctuale, vor fi afișate pe pagina web a Primăriei Municipiului Călăraș într-o secțiune dedicată informațiilor privind activitatea bazinului de not didact. Vreți să alegi caracterul obligatoriu la voi. Trebuie să o pui. Prin urmă, practic, da. Nu, se referă strict la program, nu la hotărâre. Păi asta face parte din... Gata, e regulă. IT-ul are capacitatea de timp să implementeze asta? Nu, cine este pe tine? Trebuie să știi că ce sunt. Ora avisată la amendament? Da. Supun votului dumneavoastră hotărârea numărul 6. Cine este pentru? Unanimitate. Vă mulțumesc. Hotărârea numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare numărul 1831 din 27.05.2021, încheiat între Serviciul Public Centrale Termice și Administrarea Fondului Locativ Călăraș și Clubul Sportiv Școlar Călăraș. Comisia pentru Sănătate. Aviz favorabil. Comisia Servicii Publice Comerț. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc.
Hotărârea numărul 8, proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului Coman Liviu în vederea exercitării atribuțiilor municipiului Călăraș în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Management Salubri. În vederea aprobării sau respingerii? În vederea aprobării sau respingerii solicitării. Păi noi hotărâm aici, aprobăm sau nu aprobăm? Deci problema se pune, recomandarea Agenției de Dezvoltare Intercomunitară este să fiu mandatat pentru a nu accepta propunerea de majorare a tarifelor, întrucât documentația justificativă a solicitării este incompletă. N-am mai votat asta odată? Nu. Ei au mai revenit încă o dată cu altă documentație și de data asta tot incompletă. Și aceasta aveți materialul. De parte de mine, Comisia juridică? Cu ei, stai neapărat. Comisia de sănătate? Favorabil. Vă mulțumesc. În sensul respingerii solicitării, nu? Da. Nu, favorabil ca să fiu un putericit. Favorabil, dar se duce acolo să le zici miet. Exact. Povestea e alta, că ei cam au dreptate. Prețul la carburant, Nicolae, au sărit rău. Dar nici treabă nu fac. Hai. N-am spus că niciodată m-ați adus bine ca și mine. Se contrazice acum. Păi v-am spus că exact de-ați trecut. El a cerut. Ăsta care vine aici arăta cât de mari sunt. Da, prețurile enorme. Stai de acum banca ta. Da, în prim, n-am nici ani, vedea așa. Adevărul este că noi vrem un serviciu de calitate. Deci este pentru mandatarea domnului Coman să voteze în sensul respingerii. Atât. Așa, limita. 20 de voturi pentru domnul Ivanciu este ieșit din sală. Aia. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea imobilului, spațiul de așteptare amenajat în spațiul exterior al Policlinicii numărul 1, situat în Bulevardul 1 Mai, către Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian Călăraș. Eu nu o să particip la vot aici. Comisia Anis Favorabil. Urbanist Anis Favorabil. Comisia juridică Favorabil. Și partea dăm comandat? Nu s-a abținut. Nu participă la vot. Președinte, nu e comandat. Nu e manager. Cine este pentru acest proiect de hotărâre? O singură întrebare așa. Puteți să spuneți și mie cât a costat această investiție? Doamna Nae, doamna Ministru, cât a costat investiția de la Ministru? Un container? Un container, închis. La proiectul pentru mandatare, două containere să voteze. Așa că vin și scaune. 21 la mandatare. Deci vă spun eu, un Deci 20 de voturi pentru din 20 exprimate, doamna Inache nu participă la vot. Hotărârea numărul 10, proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale înscrise în hotărârea Consiliului Local numărul 61 din 27.04.2021 privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral 33.105 cu suprafața de 3.050 metri pătrați, situat în Călăraș, strada Mușețelului numărul 9, aparținând domeniului public al UAT municipiului Călăraș. Domnul Vice, am eu o întrebare aici, cred că asta a mai fost și aș vrea explicație aici. S-a mai desfăcut data asta, dacă nu greșesc, e vorba de creșa de acolo de la Caur, nu? Cu punctul termic, cu... Da. Păi, dar mai fost, care e motivul? Au greșit suprafața cu 2 metri plus, în mod minus 2 metri plus. Care e eroarea? Da, eroarea. În documente am avut. Vă rog, comisia... Mihaela? Doamna Zica, da. Care a fost eroarea dacă să prezentați? Noi am vrut să mărim suprafața, că pentru urbanism mai trebuia
Aviz coronis? Aviz favorabil. Cine este pentru hotărâre? La unanimitate. Hotărârea numărul 11, proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a imobilului de teren în suprafață de 362 metri pătrați, având numărul cadastral 27.032, Quartal 65, parcela 14/3, lot 31, situat în municipiul Călăraș. Aviz Comisia Juridică? Favorabil. Aviz Comisia Urbanism? Aviz favorabil. Mulțumesc. Cine este pentru? Domnul Gudea. Ia. Unanimitate. Ia mă informația. Hotărârea numărul 12, proiect de hotărâre privind retragerea beneficiarului dreptului de folosință asupra terenului atribuit pentru construire locuințe proprietate personală, conform legii numărul 15/2003. Comisia Juridică, vă rog. Favorabil. Cine este pentru acest proiect? Numărul 13. Am un amendament. Retragerea cărții din de pe listă, lotului 23.812 și 23.813, pentru cât respectivii au venit și au dovedit că și-au construit în altă parte. Nu că urmează. Că urmează să-și construiască în altă parte. Pentru că fac informat. O întrebare pentru Direcția de Urbanism. Există cineva dintre beneficiarii acestor loturi care se retrag la primărie, care a obținut certificat de urbanism care are termen? Nu. N-au solicitat și n-au obținut certificate de urbanism. N-au mai venit. În 2009 și în 2000. Ăștia au venit pe ultima sută. Au avut informația, probabil. Au venit oamenii. Au fost de bună credință. Supun al votului dumneavoastră amendamentul domnului dr. Filimon. Cine este pentru? Deci 11 voturi pentru. Mulțumesc. Deci amendamentul a fost aprobat. În continuare supun aprobării proiectul de hotărâre numărul 12. Cine este pentru? N-am înțeles. Ce amendament? Cu ce? Să fie retrase două loturi din listă, motivat de faptul că au depus certificat de urbanism. Deci oamenii vor să construiască. Au venit după 10 ani, 11 ani. Este că e lista. Erau cele două loturi, erau puse pe listă să fie. Erau pe listă să fie. Dar nu persoanele, nu? Lotul 23.812 și 23.813. Cum arăștie că deja l-a luat? Nu, nu, nu. Lotul 2009. Care au fost atribuite în 2009, 2010 și 2015 și n-au venit să obțină certificate de urbanism. Chiar ieri au venit, să știți. Au fost notificați de două ori, cel puțin. Problema e de utilități și de foarte, foarte mulți bani. Restul e vrăjeală. Așa e, că n-am mai mult de n-au canalizare. Păi, aia ce înseamnă? Utilități! Nu, dar ajutăm acum, vă spun, ne-am apropiat cu utilități. Așa este, dar trebuie, dacă oamenii ce-au manifestat. Supun aprobării proiectul de ordine de hotărâre numărul 12. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc. Unanimitate nu. S-a abținut domnul Călin. Deci 20 pentru și o abține domnul Călin.